Salut și bine v-am regăsit la un nou joculeț pe acest canal. Acest joculeț se numește Snowboard, nu știu cum. O să vă las în descriere și la numele lui. Bun. În acest joculeț noi trebuie să facem un punctaj destul de mare pentru a putea, după cum vedeți, acesta este skin nostru, placa este Snowboard de nu știu ce. Nu rețin numele fiecărui joc, pentru că totuși sunt copil. Mă rog, jocul e foarte, 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 foarte super. Bun, și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Să începem. Cred că v-ați dat seama că noi trebuie să facem un scor destul de mare. Ce? Am făcut un scor cel mai mare, 230, ceva de genul. Așa, mie îmi place să fac cel mai mult rotirile pentru că mi se par cele mai ușoare și mereu cad în poziția corectă, aproape mereu. E 120, bun. E un scor excepțional de bun. Oh, ăsta nu a fost așa de bun, 126. Sper să ai aici să fac 130 măcar. 154, perfect. Deci e 100% perfect. Bine, puteam să fac și mai mult, dar ați văzut că acolo am greșit. Am trecut la nivelul 4. Și acum câștigăm o hăinuță. Cred, nu? Da, câștigăm o hăinuță. Avem hăinuța Lombard. Și acum cred că câștigăm partea de seară. Știți că vine dimineață sau amiază și de seară sau chestii de genul. Mă rog. O să facem asta. Am avut 5 cartonașe. Cred că sunt cartonașe. Habar nu am. O să auziți niște voci, mă scuzați, este sora mea. Deci să începem. Asta e corectă. Asta nu e corectă. Trebuie viteză și să știi să joci, măcar acolo un pic. Aici chiar nu mă descurc. Ăla era mai ușor. Nu vedeți ce scor mic am, adică what the fuck, ce fac pe scorul ăsta, 24. Hai. E 62. Ăsta e scor adevărat, fratele meu. Încă o dată. Oh, asta n-a fost ok deloc. O facem lată. 107. Deci ăsta e un scor destul de bun. Așa. V-am zis într-un episod am făcut Jurassic World. O să fac, cred că, nu știu sigur, o să fac un vlog din când împodobesc bradul, dar nu sunt sigură. Așa. Acesta a fost doar prezentarea jocului, deci e foarte scurtă. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Cum v-am zis, a fost doar o prezentare pentru a vedea dacă vă place acest joculeț. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!